În ziua 58-a a războiului din Ucraina, luptătorii ucraineni rezistă în ultima redută din Mariupol, după ce Vladimir Putin a anunțat că a obținut victoria în cea mai mare bătălie din război, declarând orașul port eliberat după săptămâni de bombardamente neîncetate. Pagubele materiale aduse clădirilor și infrastructurii Ucrainei în urma invaziei rusești au ajuns la aproximativ 60 de miliarde de dolari și vor crește și mai mult pe măsură ce războiul continuă, a declarat președintele Băncii Mondiale, David Malpass. Acesta a declarat în cadrul unei conferințe privind nevoile de asistență financiară ale Ucrainei că estimarea de acum a costurilor restrânse ale pagubelor nu include daunele pentru economia ucraineană. Rusia încă resimte pierderile suferite în Ucraina și a readus în țară echipamente militare deteriorate pentru a le repara, afirmă Ministerul Britanic al Apărării. În Ucraina, rușii au acum mai puține tancuri decât ucrainenii, a spus un înalt oficial de la Pentagon. Serviciile de informații militare ucrainene au publicat o interceptare a unor comunicații ale armatei ruse, care se referă la un presupus ordin de ucidere a prizonierilor din război ucraineni în orașul Popasna, din regiunea Luhansk. Înregistrarea audio făcută publică pare să prezinte vocile unor soldați ruși necunoscuți care spun: ce pot să vă spun, la naiba, păstrați-i pe cei mai importanți dintre ei și lăsați-i pe ceilalți să plece pentru totdeauna, lăsați-i să plece pentru totdeauna, astfel încât să nu-i mai vadă vreodată nici măcar rudele.